Inter Milano a devenit o echipă mare în anii 60, când italienii l-au avut ca principal pe Helenio Herrera, cel care a fost considerat un geniu al perioadei sale, un fel de Mourinho, Guardiola sau Klopp al zilelor noastre. Herrera o antrenase pe Barcelona până în 1960, apoi a venit la Inter, unde a cunoscut marele succes. Cu el pe bancă, Nerazzurri au devenit o forță în Italia și în Europa, au cucerit 3 titluri și de 2 ori Cupa Campionilor și tot de 2 ori Cupa Intercontinentală. După ce a dominat fotbalul italian și a adus primele trofee europene pentru Nerazzurri, Herrera a fost considerat un magician. Presa din Italia l-a supranumit Il Mago, adică magul, datorită rezultatelor, dar și modului cum își organiza echipa. Atul era apărarea. Nu el a inventat celebrul Catenaccio, dar l-a perfecționat și a fost arma cu care a impresionat pe toată lumea. Pe lângă sistemul de joc, Herrera a fost adeptul condiției fizice. Andiamo, veloce! Attacca, attacca la bala! Veloce! Andiamo! Andiamo, le gambe alerta! Bene! Un allenatore deve occuparsi di 4 cose fondamentali: la preparazione fisica del suo giocatore, il progresso tecnico, la tattica, cioè il gioco d'insieme, e la morale. Nu de puține ori a fost acuzat că supra-solicită jucătorii la antrenamente, dar toate concepțiile sale, alături de jucători precum Sandro Mazzola, a făcut ca echipa lui Herrera să fie cunoscută sub numele de Grande Inter. UEFA l-a inclus pe Herrera pe lista antrenorilor care au revoluționat fotbalul. A contat faptul că a făcut carieră într-o eră în care antrenorii nu erau considerați foarte importanți. Majoritatea vorbea de Realul lui Stefano sau de Ungaria lui Pușcaș.